Blocaj în zona Dristor din București după ce un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Accidentul a avut loc pe bulevardul Camiresu, acolo unde un șofer a derapat și s-a izbit de o porduri, iar ulterior s-a răsturnat chiar în mijlocul străzii. Din cauza accidentului, circulația a fost blocată, iar la fața locului au venit și polițiștii, dar și un echipaj de la ambulanță. Din fericire, bărbatul de la volan, care se afla singur în mașină, nu a pățit nimic. Șoferul a fost și testat cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost zero.